Inițiativa primarului comunei Stremț, Traian Popa, de a amenaja un parc regal în satul centru de comună și de a acorda majestății sale regele Mihai titlul de cetățean de onoare a avut un larg ecou pe plan național și a fost primită cu multă simpatie în sânul familiei regale și al monarhiștilor. Așa se și explică prezența la Stremț a alteței sale, principele Radu de România, care a primit chiar de ziua încoronării titlul de cetățean de onoare al comunei Stremț acordat de administrația locală regelui Mihai. Primarul Traian Popa i-a pregătit în altului oaspete și o mică surpriză. Să vă înmânesc un mic cadou, amintire pentru comuna Stremț. Aveți aici monografia comunei Stremț de peste 600 de pagini. Aveți aici fanionul comunei Stremț. Aveți o butelie de vin cu inscripția comunei Stremț. Și aveți în final și o icoană a Sfântului Gheorghe, ocrotitorul mănăstirii Râmeț și ocrotitorul bisericii noastre cu sfinți, cu gramul Sfinții Mieri, Aranghel Mieri și Gavril. Vă rog să o primiți din inimă, din suflet și nu fac altceva decât să îmi exprim încă o dată loialitatea tuturor locuitorilor față de ceea ce s-a întâmplat de când pe teritoriul nostru a fost instaurată regalitatea. Vă mulțumesc încă o dată! Primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai, nu s-a lăsat mai prejos de colegul și prietenul său din Stremț. Așa cum a făcut-o colegul meu și prietenul meu, Pilu Popa, același lucru l-ați făcut cu mult timp până urmă, când ați cunoscut orașul Teiuș. A venit vremea să cunoașteți Stremțul. Teiușul și Stremțul sunt două localități învecinate, sunt două localități surori, sunt două localități ale căror primari se înțeleg bine, sunt prieteni, se respectă reciproc și lucrează pentru bine localităților lor, după cum ați reușit să vedeți și aici la prietenul meu Pilu. Cred că cel mai potrivit moment este acum, privind prin prisma faptului că aceste localități sunt surori și învecinate și au avut un obiectiv comun. Au avut ceea ce le-a legat pe foarte mulți dintre cei și prezenți aici și cei care nu sunt prezenți aici. Este vorba de un simbol al zonei respective, este vorba de stația CFR Teiuș. Și îmi face mare plăcere să vă ofer cu tot dragul din partea comunității din Teiuș, dar acest dar este dat și din partea comunității Stremț, pentru că oamenii din Stremț au lucrat alături cu oamenii din Teiuș în ceea ce s-a numit complexul feroviar Teiuș-Cojlariu. Să vă înmânesc cu cea mai mare plăcere și cu tot dragul, repet, o carte care să consfințească acest lucru și care, răsfoind-o dumneavoastră și cei apropiați dumneavoastră, să vă aducă aminte mai bine de această zonă. Vă așteptăm în continuare pe meleagurile noastre, vă așteptăm în continuare la Teiuș, la Stremț, bineînțeles, și ne bucurăm pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Felicitări! Alteța sa regală a făcut la rândul o donație de carte Școlii Generale din Stremț, a dăruit elevilor în numele editurii Curtea Veche 100 de volume de carte regală. La plecare, principele Radu a promis că se va reîntoarce în Stremț cu o altă donație de carte din partea majestății sale regele Mihai, dar și pentru a sădi doi copaci în parcul regal.